sunt Alexandra, am revenit cu un nou video. Azi vă face la mea de dimineață. De a începe vreau să dați un like, un subscribe și să dați follow pe contul meu de TikTok, care mă la cookie. Da. Hai să începem. Fiecare dimineață când mă trezesc, vedeți că nu stau pe telefon, vedeți că nu stau pe telefon. Dar acum nu stau, o să mergem direct la bai. Deci, să vedem cum îmi pregătesc. Prima pasă este să mă spăl pe dinți. Cred că toată lumea știe asta. Deci, e ok. Ne spălăm pe față și nu o să ne mergăm. Ne vin imediat după ce fac alte rutine. Trebuie să caut ceva pentru față. Că eu mă greșesc față. Folosesc acest gel vital cu apă micelară cu acid hialuronic. Mă rog. Sub formă de spray, pentru că mie îmi place să le apresc. Formă de spray, sunt ușor de folosit. Aș vrea să spun că dacă aveți mame care cred că logic se machiază și aveți demachiate, fiecare seară să mă demachiază, pentru că se mai sănătos, pentru că noi mergem de pe afară, dacă stăm și în casă, este oxigen, sunt praf, se atășează de fața noastră și este foarte mult. Dar, dacă se vede, se observă că este destul de dar, da. Apoi am aici un Nivea, micellar water, dar e micofisant la urmă sau, da. Deci cu asta. Bun. Uită fața de voi. Vreau să nu vă spune de hainele astea, ok? Nu le băgați seama atât. Ok, următorul pas este să ne îmbrăcăm. Poate mă bate ce nu ții micul dejun dimineața. Ok, este genul. Sunt unele zile când îmi iau micul dejun, sunt unele zile când îmi iau micul dejun. Da, nu mă judecați. O să vă arăt off-tistul meu și apoi, dacă îmi place, dați like, bine, sau comentați. Revin imediat. Ok, deci prima chestie care o să vă arăt este aceste frizoare pasă. E cam mare, știu. Iar la mânica are chestiile astea. Și tăiat-o puțin. Așa mă vedeți de bastră, deci pun. Și apoi să sortez. Ați venit și cu blogi, că merge cu mult pe viitor. Acesta e cât de iecări, haruri, de la H&M. Deci ești pantaloni. Nu îmi scrieți cum e, pentru că nu se pot să răspund. Ba la mă. Nu știu ca asta. Deci, mă schimb și revin. Bună, că sunt telefonul. Gata-s. Bine. A doilea pas.
Понятно. Вот джунгли, тенгли, таугу, эмигрант, чикориган, может, рок, лабель, мы чуть-чуть фальмы российской, мы